Aseară a fost bine, n-am avut nimic. Acum... Da, pic în apă. Iaurt. Să pun apă aici. Ce faceți voi? Cum sunteți? Cum ați dormit? Vreau să vă zic că e ora 9. Oh, 9 și 20. Noi mai înainte ne-am trezit. Avem un program foarte... haotic, ne-am culcat la ora 1. Alesia în jur de ora 12, eu în jur de ora 1. Și apoi, bineînțeles, că dimineața de mi s-o gătat și cafeaua, dar să mă să-mi cumpăr cafea. Dimineața nu ne mai putem trezi. Și da. Iar m-am trezit cu nasul înfundat. O răceală. Apoi. Deci chiar n-am idee ce se întâmplă. Cred că mă pun să-i fac și la Alesia un pic de gris. Mami, vrei gris? Nu vrei? Dar ce să-ți fac mama de mâncare? Eu am lapte de la țară, voi pune și în cafea și voi face și la Alesia un pic de grisuț. Păpasă. Mai am și câteva vase să le spăl. Le facem noi pe toate. Ne pun aici. Vai. Chiar nu am idee ce se întâmplă cu... Îi pun și un picuț de zahăr, că altfel nu mi-l mănâncă. Când era mică, mânca cu gem. Acum nu mai. Iar n-am lingura aici. Iar n-am lingura. Deci n-am fost, dragilor, la cumpărături, dar să-mi vedeți și fața. Așa. Nu știu, chiar nu înțeleg ce am. Aseară am fost bine, n-am avut nimic. Acum m-a luat. Am simțit, eu m-am trezit pe la ora 5 și am simțit că ceva e neregulă înapoi cu gâtul meu. Dar nu, sper să-mi revin. Imediat mă pun să fac și un ceiuț. Ce vă ziceam, că sar de la un subiect la altul. N-am fost la cumpărături, cred că... Ce e azi? Azi e joi? Da, duminică? Nu, că am fost și luni de neamă pâinică, niște ouă. Dar trebuie neapărat să mă duc. Să mă duc, că ne trebuie fructe. Nu mai avem fructe. Ce ne mai trebuie? Pâine. Nu mai avem nici pâine de ieri.
Da, și astăzi trebuie și să gătesc, să fac o ceva supă. M-a pus Dana vlog acum, numai bine îi fac la Alessia Grizuțu, îmi beau și o cafea și mă uit la vlog. Vreau să fac o supă de cartofi cu curnați. Aia îi place la soțul. Cred că o salată de vineche. Și nu știu ce să-i mai fac, că ajunge și el acasă. Mai gândesc eu ce-i mai fac. Mai avem plăcintă de ieri. Mai avem și prăjitură din aia cu mălai, câteva bucăți. Mai am și un pic de supă, dar nu așa multă. Deci, astăzi va trebui să gătesc. No, cam gata și grizum. Iar i-am făcut destul de mult. Sigur, nu-l mănâncă ea pe tot, dar ce să facem? Iar pentru mine voi face niște ovăz. Mai am aici, dar foarte puțin acum. Da, mi-e suficient. Mi-e suficient cât am. Hai să îl măsor. Opa. Un jumătate de pahar din ăsta. Voi pune ăsta și un pahar de apă. Așa. Și un pahar cu apă. După cum v-am spus, nu mai am nici fructe. Dar îl voi mânca cu gem dafine. E foarte delicios așa. O lingură, două de gem dafine. Și bun. Nu e nici tare dulce, pentru că eu nu prea bag mult zahăr la dulcețuri, la gem. Alexia, ce ai făcut? Nu știu ce-a făcut acum. Ce ai făcut, mama? O dat cu telecomanda pe jos. Ia să uit un pic la desene. Sunt bucuroasă că stă. Și ce vreau să vă zic? Trebuie să-mi fac o listă, că mi s-o cam terminat cam tot în casă. Nici legume, nu mai am nici fructe, nici din ăsta ovăz, paste mai trebuie să-mi iau. Am de cumpărat, dar poate că mergem în seara asta la cumpărături sau la dimineață, vedem. Că afară văd că e urât înapoi, deci nu pot să mă duc cu Alessia numai. Așteptăm să vină soțul. Da, acesta e micul nostru dejun. Eu aici am fulgi cu gem dafine și Alessia Griș. Aici am luat la dezghețat o pungă de vineche și o pungă de ciuperci. Aici am curățat legume pentru supa de cartofi cu cârnați. Las un pic în apă. Și aici mai am un jumătate de ardei. Mai am în frigider un pic de șuncă, niște măsline. Vreau să îmi golesc frigiderul, că urmează să facem cumpărături. Și să fac niște brioșe tip aperitiv
cu ce mai am în frigider. Să nu tot rămână acolo. Și să-mi cumpăr altele proaspete. Na bun. Hai că mă apuc să toc aici ce mai am. Aici am compoziția pentru brioșe. Cam asta e consistența. Eu am adăugat aici măsline, ardei, șuncă, brânză răzuită, 2 ouă, un pahar de iaurt și un pic de ulei. Cam, cât să zic, 100 de mililitri de ulei, cam așa. Și făină cât cuprinde, ca să fie consistența asta. Acum voi șterge un pic formele de brioșe și le voi pune aici. Încet, mami, încet, te rog. Nu, să nu faci acum. Le șterg așa bine, că zele curate le-am spălat, dar poate s-o mai pus praf sau ceva. Deci vreau să vă spun că astea sunt cele mai bune forme de brioșe. Cele mai bune. Voi așeza aici. După care voi pune, le voi da la cuptor. Dar nu e gata. Nu e gata, da. Da, mi-a ieșit destulă compoziție. Iar astăzi am o zi foarte aglomerată. Na bun, să-i dăm drumul. Cum să vă pun? Așa. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. She goes her own way, like they don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. Ankles, 21 pilot t-shirt, that's the stuff. Goddamn, she's so fly, knows how to write a good song, at least better than this. Cause if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to. Pentru brioșe, cred că-s vreo 6 brioșe.
Da, bun, ați văzut, am curățat, am tăiat legumele, că nu știu ce vorbesc. Și acum voi pregăti un pic de ulei, dar un pic, nu mult. Voi pregăti supa de cartofi cu cârnați. Și am cartofi. Aici rădăcinoase. Mai am aici trei cepe, astea nu le bag, sunt alea micuțe. Și cârnați. Deci e foarte, foarte bun cârnațul ăsta. Ce fac? Da, da, eu fac mâncare pentru tati. Deci, ce faci de bun la tati? Nu vine să crezi că să ceva mâncare. Ce nu-ți vine să crezi? Ce faci bun la tati? Hai un pic să stau și eu aici, să povestim. Dar nu pot. Eu nu pot. Ce faci, mămăligă? Faci mămăligă la tati. Stai, stai că pică pe aici pe jos. Pune aici în sât, așa. Și faci așa. Ai grijă că aici te poți accidenta. Ce? Ești atentă, da? Bună-i placenta? Uh-huh. Cât de bună-i? Mamut. Eu îmi beau apă. Îmi beau apa. Îmi beau apa. Încerc să beau cam 2 litri jumate de apă pe zi. Câteodată iese, câteodată nu. Neamnă. Mi-e cam foame și mie imediat e ora 1, dar nu vreau să mănânc până la 2-2 jumate. Am mâncat micul dejun cam pe la 10. 10 și... Ce-i, mami? Nu are nimic. Lasă că mătur. După ce terminăm, mătură, mami. Acum aștept să fiarbă supica noastră, să se coacă brioșele, să se dezghețe vinetele, ciupercile. Și bem apă. Alesia mănâncă. Tare mult îi place plăcinta. E bună, nu? O să-ți facă mami și cu cartof. Nu rupe așa, mami, că pică brânza din ea. Mă pune acolo. Pune aici pe punga asta. Așa. Și mănâncă. Iar aici și făină de mălai. Papă, mama, papă. Papă că e bună. Vezi că o să cadă. Ce notă îmi dai? Bine că și tu ai lucrat la ele, nu mai eu. 5. Ai, Doamne. 4. Mami, eu vreau un 9, un 10. 9, 10. Ce îmi dai? 9, 10. 9, 10.
bucătăreasa mea. Auleu! Ce cald! Oala! Acum a început să fiarbă. Stai că dau mai încet. Vai, ce m-am ars! Auleu! Tocmuța e să le las să stea un pic! Ce faci? Doamne! Ce bine miroase aici! Eu ai foarte fierbinte. Stai că le punem mama și pe cele pastelarte și-ți pun una acolo pe geam la răcit, bine? Scuzați, vai, limba asta meu. S-a topit aici, pe partea asta. Hai că mă pun să pun și restul compoziției. Nu știu câte ni mai așe, dar... Vai, dar ce fac? Nu mă minuni fac. Iar te-ai încălțat cu sandalele. Iar, mami. Trebuie să pornesc imediat hota, că deja să fac abure aici la noi. Deci, credeți-mă, cred că acum la prânz mănânc vreo 3-4 brioșe din astea. Da, 3 mi-e suficient. Și apoi pe seară o să mănânc ciorbică sau salată de vinete, nici nu știu. Nu am, cred că pentru una. Am zis eu 6, dar ne ies 7. Doamne, of! Să mai completez și pe aici. Eu am mai făcut rețeta undeva de brioșe din astea. Eu o fac după ochi, nu am făcut-o după nicio rețetă. Nu, fac după ochi, fiecare. Fiecare cum dorește. Să șterg bine. Au. Ce faci, Mariana? Ce faci? Astea se întâmplă în bucătărie. Hai. Asta se întâmplă. No, bun, hai că bag și astea. Și după aia mai șterg eu. Opa. Bun. Deci aici i-am luat la Alessia la răcit brioșe și vreau să vă arăt cum e înăuntru. Așa. No, ți-o rupe mama aici, că încă e fierbinte. Dar mănânc așa fierbinte. Mănânci așa fierbinte? Dar sufli, da? No, poftă bună. Îi fiert morcovelul. Ceapa asta nu o bag. Voi băga cartofii.
Așa. Să văd dacă reușesc. Nu reușesc să-l desfac. Și udă pe mâini. Aici am sos din ăla, cum am făcut eu în vară, din ardei, roșii, frunze, de pătrunjel, de țelină. Of. Și stau și mă uit către el, că nu-l pot desface. Aha. Nu pot. Cine mă ajută? Nu pot. Nu cred. Am reușit. Doamne! Așa bine miroase. Uitați, așa arată. Destul de gros. Voi pune aici 3-4 linguri. Pentru că dă un gust foarte bun la mâncare. Hai că am pus 4 linguri. Și o culoare foarte frumoasă, vă arat imediat. No, bun, lasă fiarbă. Ăsta îl pun acolo în frigider. Lasă fiarbă și când îi fiert, când îi fierb cartoful, atunci adaug smântână. Cam așa arată. O să mai pun și un pic de apă, că e cam gros. Voi pune smântână. Mergi să-ți sper cu mânuțele. Și gata. Ce vai eu? Tu te spală-te, mami, pe mânuții. Așa arată supa noastră de cartofi cu cârnați și cu smântână. Am terminat și restul brioșelor.
Cam atât i-a ieșit, două a mâncat Alesia. Eu zic că arată bine. Și am terminat și supa de cartofi cu cârnați. Deci cam asta am făcut până la ora 2. E ora 2, acum mă duc să o culc pe Alesia. Eu vreau să mă culc. Dar n-avem ce face, mami, trebuie. Nu! Avem probleme, se pare. Haideți că am tocat. Uite-te vasele iară mi s-a aici ascuns un mușcător. Am tocat vinetele, ceapa. Hai să vă arăt cum fac eu vinetele fără maioneză. Eu, deci am pus vinetele aici, aici am ceapa. Ceapa. Ceapa, mama. Ce fac? Ce, mami? Ce fac? Pun lămâie. Ce fac și eu din... Vrei să mănânci lămâie? Poftim. Da. Păi ia, crezi să iau sâmburii. Ține, nu vrei? Să iau sâmburii copicat aici. Am pus un pic de lămâie. Vrei lămâie? No, ce fac și eu? Și mestec bine. Stai, mama, că stau, poftim. Poftim. Ai grijă. Alesia-i place lămâia. Pun un pic de sare. Așa, nu pun multă că... Oh, că aici ai ud. Vinetele destul de sărate. Și mestec bine, bine. Uite, trebuie să iau un vas mai... Nu știu, a lămâie, mama. Pun și ceapa. Mai fac și cu maioneză, dar... În ultimul timp am făcut tot fără maioneză, că e mai sănătos. E mult mai sănătos. E foarte bună la mâna. No, bun, mestec bine, bine aici cu ceapă. Cred că trebuie să mut eu un altul. Stai să-mi caut altceva. Ceva, da, unde am? Uite că ăsta e bun. Ăsta e perfect, doar că-l spăl. Am vrut să ieșim, să ieșim afară și nu am mai ieșit. Nu am mai ieșit, că a început să plouă tare, tare. În timp ce-o dormit Alesia, eu mi-am spălat vasele. Ați văzut, mi-am închis hainele. Nu dormi mult, dar cât o dormit, e bine. Ce bună e lămâia! Hai că pun într-asta. Așa, acum aici pot să mestec bine, bine. Așa, cu forță. Chiar așa bună e. Și pun un pic de ulei. Nu mult ulei, un pic. 2-3 linguri. Na bun, cam atâta. Îi uite ceapa. Cam atâta, dragilor. Nimic complicat. Și vom mânca cu pâine prăjită. Văd, eu nu știu dacă o să mănânc în seara asta, că are ceapă. Poate o să mănânc la dimineață, totuși. Vrei să spun, bă, hai, că nici n-avem pâine. Dar să vină tati să ne aducă. Deci, dragilor, acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu mai fac mare lucru, dar și încolo. Ciupercile alea încă nu s-au dezghețat bine.
Așa că le voi lăsa pe dimineață, o să întreb pe soțul ce vrea să fac cu ele, sau orez, sau... vedem. Aici nu soțul, aici tati. Da, pentru tine e tati, pentru mine e soțul meu. Da? Și pentru tine e tăticul tău. No, bun. Asta a fost și ziua noastră de astăzi. N-am ieșit afară, din păcate, nici ieri, nici azi. Vremea continuă tot așa urâtă. Dar nu, ce să facem? Va fi și mai bine zilele viitoare, să sperăm. Vedem, nu știu, probabil în seara asta mergem la cumpărături. Dacă nu apucăm în seara asta, mergem la dimineață. Eu, plouă tare, eu o să închid vlogul aici. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat până la sfârșit. Dacă v-a plăcut de noi, nu uitați să ne dați un like, o abonare dacă nu ați făcut-o. Eu. Și o încurajare, m-ar ajuta foarte mult. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.